Salutare și bine ați venit la BMW Blog România. Eu sunt Mihai și astăzi testez pentru voi primul BMW M electric. Mai exact, este vorba despre BMW i4 M50. Știu ce spuneți, la prima aruncătură de privire nu ai spune că ăsta este un M. Asta și pentru că noi ne-am învățat că M-urile să fie umflate și tăiate ca după o bătaie din asta de cartier. Avem un M care arată ca un BMW seria 4 Grand Coupé. Nu ai ști de la depărtare dacă ăsta este un Grand Coupé sau un i4. Are același haion care se ridică cu totul și face loc pentru bagaje, mai exact vreo 470 de litri, până la 1300 de litri dacă rabatez bancheta. Așadar, un sleeper perfect. Nu avem decât un mic eleron, niște logo-uri M și, bineînțeles, un logo I. Nici la interior mașina nu spune: băi, sunt un M, chiar dacă avem aici niște inserții de fibră de carbon, scaunele sunt foarte bine profilate, volanul, da, este sport, are o priză bună, în rest, totul foarte cu minte. Și silențios, pentru că mașina este electrică, vă dați seama, este foarte silențioasă, dar este și foarte bine izolată față de exterior. Avem aceste geamuri care se coboară cam lent, niște geamuri antimanele, nu prea auzi mare lucru venind de afară, ceea ce este foarte bine. Bun, și pentru că este un M, trebuie să vorbim despre putere. Mașina asta dezvoltă o putere combinată de 544 de cai putere și 795 de Nm, ceea ce o face cumva mai puternică decât un M3 sau un M4, care are doar 510 cai putere. Puterea este dezvoltată cu ajutorul a două motoare electrice, unul de 190 de kW pe puntea față și altul de 230 de kW pe puntea spate, și este livrată instantaneu prin intermediul unei transmisii cu o singură treaptă la toate cele patru roți. Împreună dezvoltă 544 de cai putere în modul Sport Boost. În acest mod Sport Boost, mașina accelerează de la 0 la 100 de km/h în doar 3,9 secunde. Din punct de vedere dinamic, da, accelerațiile sunt puternice, sunt violente, sunt M. Dar nu acestea sunt cifrele cu care BMW vrea să se laude în cazul lui i4 M50, ci cu celulele extrem de subțiri care alcătuiesc bateria, înaltă de doar 110 mm și care coboară centul de greutate, cu densitatea de putere care a crescut cu 30% față de bateria unui BMW i3, cu puterea maximă de încărcare care a ajuns la 200 de kW și cu proporția de cobalt care a fost redusă la mai puțin de 10%. Toate aceste cifre fac din BMW i4 M50 cel mai responsabil M de până acum. Autonomie. Ei spun 510 km în regim WLTP. În regim BMW Blog sunt de fapt vreo 400 și un pic. Ok, și acum preț. S-ar putea să fie în zona asta cam cel mai ieftin M pe care poți să ți-l iei, pentru că mașina are un preț de pornire de 65.000 de euro, asta fără să luăm în calcul Rabla Plus. Bine, o să mai pui probabil vreo 10-15.000 de euro pe an în opționale, dar tot ajungi la un preț rezonabil pentru puterea pe care o oferă. Cred că poți să ajungi la prețul ăsta la 65.000 de euro și cu un seria 4 2.0 diesel, dacă bifezi acolo mai multe opționale. Așadar, pentru puterea asta, mie mi se pare o mașină destul de ieftină. Este un BMW, este o mașină electrică și este un M. Thank you.
Dar este oare la fel de M ca acest M4 Competition X-Drive? M4 cu X-Drive a fost și ea o mașină care s-a integrat destul de greu în gama BMW, deoarece integrală. Pur și simplu, unii fani BMW nu vor să audă de așa ceva, consideră că o tracțiune integrală le-ar pune la îndoială abilitățile de pilot. Dacă acel i4 M50 este primul M electric, acesta va fi cel mai probabil ultimul BMW M neelectrificat, alături de viitorul BMW M2, care va să vie și care va împărți unele elemente cu acest M4, printre care și motorul, din câte înțeleg. Astfel, această generație de BMW M4 M3 se află în aceeași poziție de ultim unicorn în care s-a aflat M3-ul cu motor V8 sau M5-ul cu motor V10. Apropo de V8, știm că viitorul BMW M5 va avea o propulsie hibridă care va combina un motor V8 cu puterea electrică. Și probabil că acest trend se va întinde și către alte modele din gamă. Conform celor de la BMW, jumătate dintre modelele BMW produse până în 2030 vor fi electrice. Și asta mă face să cred că până atunci vor mai apărea și alte modele M care să-i țină companie acelui M50. Putem să speculăm însă despre viitoarele propulsoare pentru gama M și dacă ne uităm la conceptul Vision Next M sau M Next Vision, oricum, destul de sugestiv titlul, zic eu. Acest concept este animat de un propulsor hibrid care îmbină un motor de 2 litri supraalimentat cu 4 cilindri și puterea electrică pentru a dezvolta undeva la 600 de cai putere. Așadar, cred că este posibil ca motorul cu 4 cilindri de 2 litri să revină în gama M. Personal, m-ar încânta mai mult un M hibrid, dar care să se folosească de un motor termic aspirat. Bun, dar destul cu specula, haideți să vă spun cum merge scula. Auziți? Cum zornă e. Merge bine. Spre deosebire de acel i4 M50, care este practic progresistul din gamă, acest M4 Competition X-Drive poate fi numit chiar conservator sau tradițional, dacă vreți. Chiar dacă vorbim despre un M cu motor turbo, transmisie automată și tracțiune integrală. De ce cred asta? Păi, pentru că tracțiunea integrală se poate transforma imediat în tracțiune spate, pentru că deși transmisia automată te răpește de acea plăcere de a călca brutal ambreiajul, de a face heel and toe, dansul călușarilor și alte tehnici din astea de condus agresiv, padelele astea sunt extrem de eficiente și oferă cumva o plăcere aparte, o plăcere a lor. Ia uziți. Bum, bum. Schimbă foarte rapid și poți să te joci așa cu sunetul motorului. Iar motorul, deși e turbo, în niciun caz nu-i poți reproșa lipsa de caracter sau răspunsul la accelerații, care este instant. De altfel, ai putea spune despre acest M4 Competition X-Drive că oferă mai multe decât trebuie, dar el este de fapt foarte adaptabil
și extrem, extrem de configurabil. Practic, poți să-ți faci mașina asta așa cum îți poftește ție inimioara. De la culori foarte interesante, cum este acest galben sau Paolo de Fake Taxi, care este alături de albul alpin, o culoare standard, nu vei plăti extra pentru ea. Mai parte de vreo 8 culori metalizate, dintre care aș remarca acel verde Isle of Man și încă două culori individuale. Un albastru Frozen, cred că e același albastru pe care îl avem și pe acel M50, și un alb Frozen. Ele costă 2500 de euro, respectiv 3500 de euro. Poți să-ți mai alegi și vreo 6 modele de jante, iar interiorul este superb. Noi suntem într-unul cu piele full merino de culoare albastră în combinație cu piele neagră Yas Marina, cu alcantara neagră, cu alcantara galbenă, niște cusături galbene foarte drăguțe. Totul este foarte bine colorat și texturat în același timp și aceste inserții din fibră de carbon arată foarte bine într-un nem. Chiar este un interior de calitate. Prețul de pornire pentru BMW M4 Competition X-Drive este de 97.800 de euro. Dar dacă bifezi niște opționale din astea, unele dintre ele greu de refuzat, poți să treci lejer de 100.000 de euro. Pentru versiunea M4 Competition fără tracțiune integrală vei plăti cu vreo 3.000 de euro mai puțin, iar pentru un M4 normal cu tracțiune spate și cutie manuală vei plăti 90.000 de euro. Așadar, aveți libertate totală de a vă configura un BMW M4 sau M3 pe gustul vostru. Dar tot este un preț dublu față de acel i4 M50 cu programul Rabla Plus. Și de unde oare această taxă în plus dacă nu o taxă pe vicii, pe plăcere, pe plăcere, plăceri vinovate mai exact. Aoleu, ce rău mă simt. Rău și vinovat. Mașina impresionează cel mai mult când vine vorba de stabilitate. Parcurge distanțe mari foarte rapid, fără să-ți dai seama, chiar și pe drumuri din astea întortocheate. Este o mașină rapidă fără să fie stresantă, poate fi și confortabilă, poate fi chiar economică, dar la apăsarea unor butoane se poate transforma într-o mașină de track day. Ceea ce este impresionant și fără doar și poate mai bine pentru toată lumea. Pentru că nu vrei să ieși din toate virajele cu fundul afară și cu anvelopele fumegând. Te vede maică-ta la televizor, te vede socru mic, te vede miliția, te vede CNA-ul, te vede doamne, doamne. Apropo de doamne, doamne, frânele astea sunt ajutor divin. Noi le avem pe cele carbon ceramice care fac parte din pachetul Race M Track, dacă nu mă înșel. Un pachet care costă ca multicel vreo 15.000 de euro, dar pe lângă aceste frâne superbe, pachetul mai conține și scaunele astea, tot M, din fibre de carbon, superbe și ele. Totodată reduc greutatea mașinii cu 25 de kg. Trebuie să recunosc că acest M4 Competition X-Drive este cam grăsuț la 1850 de kg. Însă își ascunde foarte bine greutatea, cred că și cu ajutorul acestor frâne, spre deosebire de acel M50
care, nu știu, bănuiesc că are mai mult de 2 tone și pe viraje și în timpul frânărilor se comportă pur și simplu ca un telefon imens. Dacă vrei un M mai ușor, atunci trebuie să te uiți la ultimul venit în gamă, anume M4 CSL, care are doar 1700 de kilograme și 551 de cai putere. Însă vorbim de o mașină produsă într-o serie mai limitată și cu un preț de pornire de peste 170.000 de euro. Așadar, primul M electric și cel mai ieftin M sau ultimul M nehibridizat. Voi pe care v-ați cheltui banii, puteți să ne lăsați părerea voastră în comentarii și nu uitați să vă abonați, să dați like-uri, să dați share-uri, să dați unlike-uri. Important este să ne băgați în seamă. La revedere și pe curând!